Bună dimineața, Pitești! Bună dimineața! Bună dimineața! Aduceam și eu aminte de niște vremuri. Da, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în ultima zi lucrătoare din săptămână. Probabil că de asta sunteți așa de veseli. Mai avem siguranță, nu probabil, credem. Mai mult ca sigur, mai avem două săptămâni de zile și mergem și noi să ne căutăm liniștea și relaxarea într-un bine meritat concediu. Sper că nu mă întreb ce fac în concediu. Nu. Ok. Nu, dar nici eu nu știu. Nu, te întreb de vreme. Cum stăm cu vremea în acest weekend? Zic de bine astăzi, cel puțin astăzi și mâine. Vremea va fi foarte frumoasă, foarte călduroasă. Chiar și la această oră se registrau 16 grade. Cerul era mai mult senin, așa se va menține și pe parcursul zilei. Vor fi ceva nori albi și pufoși, nu vor fi condiții de ploaie. Însă am înțeles de la meteorologi că de duminică vremea se mai răcește puțin, dar cu veștile proaste n-aș vrea să vin eu. Să vină Carmen Dima. Eu le zic decât pe la bune. Măcar să ne ține până duminică după amiază, duminică seara. Exact. Dacă ne-ar stropi așa o ploicică de mare, n-am zice nu, că e bună pentru agricultură. Dar însă până atunci să dea Domnul așa să fie, așa să se întâmple, cum ai zis și tu. Așteptăm pe Carmen Dima la și 20. Însă până atunci să vă mai spun că Antena 1 Pitești vă invită la un concert pentru viață vinerea viitoare, pe 26 iulie, începând cu ora 18, la Casa de Cultură Adriana Trandafir Basco. Va avea loc un spectacol de calitate cu scopul strângerii de fonduri pentru un băiețel grav bolnav, cu participarea extraordinară a îndrăgitei interprete de muzică populară Irina Login, alături de Daniela Cernea și ansamblul folcloric Doina Bascovului. Intrarea se face pe bază de invitații pe care le găsiți la birourile Casei de Cultură sau la sediul Antenei 1 Pitești, începând de astăzi, vineri 19 iulie. Toate taloanele vor participa la o tombolă, al cărei premiu este o excursie pentru două persoane timp de 7 zile la Eforie Nord. Fiți alături de noi așadar pentru a-l ajuta pe Cosmin. Și foarte bună inițiativa colegului nostru Costi Ivașcu, Costi, care vom intra săptămâna viitoare în direct și ne va oferi mult mai multe detalii. Vineri 19 iulie, să vedem acum, Alina, cum ne va merge și din punct de vedere astrologic. Da, zine cu horoscopul, așa ca de început de emisiune. De început, da, Berbec, vi se modifică programul pe neașteptate, dar schimbările sunt de bun augur. Aveți șansa să faceți cunoștință cu o persoană cu experiență. Taur, dimineață vă lipsește simțul practic și vă irosiți energia. Colegii însă vă înțeleg și încearcă să vă ajute. Gemeni, vă recomandăm să nu începeți activități noi astăzi pentru că vă loviți de obstacole. De dimineață s-ar putea să vă încurce planurile câteva drumuri scurte. Rac, de dimineață sunteți sensibil și agitat. Vă recomandăm să nu luați decizii importante pentru că nu prea aveți un contact bun cu realitatea. Leu, se pare că în prima parte a zilei veți avea mici probleme în cămin. Vă recomandăm însă să le tratați cu calm. Fecioară, dimineața sunteți obosit și confuz, cu un simț practic scăzut. Vă sfătuim să vă odihniți mai mult și să vă limitați la activități de rutină. Balanță, de dimineață s-ar putea să primiți o sumă importantă de bani de la o persoană din familie. Sunt șanse să vi se propună o colaborare, dar vă sfătuim să nu vă pripiți. Scorpion, aveți tendința să fiți idealist și credeți că puteți rezolva totul foarte ușor. Fiți mai realist pentru a nu avea surprize neplăcute. Săgetător, astăzi nu este o zi bună pentru afaceri, însă puteți petrece clipe alături de persoana iubită sau de familie. Capricorn, deși aveți foarte multă treabă, ar fi bine să mai reduceți ritmul în care munciți. În prima parte a zilei sunteți tentați să cheltuiți cam mult. Vărsător, astăzi sunteți cu capul în nor și riscați să neglijați problemele importante. Ar fi bine să vă faceți o listă de priorități. Pești, deși cei din jur nu prea vă apreciază ideile la adevărata lor valoare, nu este cazul să vă indispuneți. Puteți avea mari satisfacții pe plan sentimental. Ți-am zis de bine sau nu ți-am zis de bine? De bine, măcar să ne vă bine dispuneți, că este sfârșit de săptămână, gata cu indispusul acesta. Pentru Raci este ziua mișcării controlate, pentru că temele recurente în viețile nativilor zile de 19 iulie sunt mișcarea, grația și forma. Cine născuți astăzi sunt extrem de informați de felul în care trebuie să se prezinte și sunt adesea implicați în tot felul de activități de întreținere a corpului.
Deci gimnastică, aerobică, mișcare, culturism, haltere, halbere pentru bărbați. Da. La mulți ani tuturor sărbătoriților, în special celor născuți, celor sărbătoriți mâine, pentru că mâine și ce se întâmplă, nu? Este mare sărbătoare, Sfântul Ilie. Așa că la mulți ani tuturor celor care purtați numele de Ilie și după ce trece Sfântul Ilie, știi cum se mai zice? A trecut Sfântul Ilie. Da. Ne schimbăm altă pălărie. Ne luăm altă pălărie, da. La mulți ani încă o dată tuturor sărbătoriților. Bargello, avem premiu astăzi. Mamă, câte vizualizări, aproape 3000 de vizualizări. Vreo 200 de like-uri și... Da, aproape 200 de like-uri și pagina noastră de Anteneață. Am primit foarte 2000. Multe aprecieri. Le mulțumim pe această cale. Ajungem la 2000. Da. Vă mulțumim frumos și vă așteptăm în continuare cu aprecierile. Să-mi aduceți și 2-3 pixuri. Da, Alina a rămas fără. Hai bă, că găsim noi pe aici. Uite, am eu un pix. Nu, vorba bine, avem pixuri, dar se cam termină. Sigur. Se termină. E bine, asta e un lucru bun, da, că se termină, pentru că avem ce scrie și că telespectatorii noștri ne urmăresc în fiecare dimineață și așa cum spuneai și tu, le mulțumim foarte, foarte mult. Invitată la Antenanța este doamna Doina Fănică, președinta filialei Argeș a sindicatului Sanitas. O așteptăm să discutăm cu dumneai, pentru că pe 11 iulie 2013 a avut loc întrunirea grupului de lucru pe tema noii legi a salarizării pentru personalul din sănătate. Dumneai vine cu amănunte interesante, așa că ar fi bine să rămâneți pe recepție. Cam atât, zic eu, pentru început. Rămâneți cu noi, avem parte acum de revista presei locale. De pe site-ul epiteș.ro aflăm despre declarația lui Ștefan Sabotici, fost cadru militar, în prezent secretar general al Partidului Conservator Argeș, cel care apreciază că promulgarea legii privind pensiile militarilor este un act reparator pentru aceștia. De asemenea, Ștefan Sabotici critică speculațiile potrivit cărora pensiile militare ar fi mari. Uniunea Social-Liberală și-a îndeplinit o promisiune față de militari, dar aș vrea ca ceilalți pensionari să înțeleagă că au fost doar legende privind pensiile mari ale militarilor. Au fost anumite cazuri izolate, cu calcule greșite, iar cei vinovați trebuie să plătească. Pe de altă parte, însă, să nu uite că militarii erau mereu cu valiza făcută și se mutau din localitate în localitate, astfel soțiile lor nu aveau servicii și erau singuri întreținători de familie. În plus, mulți au ieșit la pensie pentru a se îndeplini criterii de aderare la NATO, deci s-au făcut niște sacrificii, a declarat ieri Ștefan Sabotici, secretarul general al Partidului Conservator, filiala Argeș. Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă a dat publicității cuantumul celei mai mari indemnizații de șomaj care este plătită la ora actuală în Argeș. Potrivit agenției, cuantumul se ridică la numai puțin de 2430 de lei pe lună. La polul opus, cea mai mică indemnizație de șomaj este de 250 de lei pe lună în cazul persoanelor din rândul absolvenților și de 375 de lei în cazul șomerilor care provin din câmpul muncii. Pe de altă parte, însă, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă a anunțat și numărul argeșenilor care și-au pierdut sau care urmează să-și piardă locul de muncă în această perioadă prin concedierile colective. În iunie, de la Arpechim, au fost concediați 327 de salariați. În iulie, 18 angajați de la societatea comercială Köhenberger, iar luna viitoare vor fi disponibilizați 300 de salariați de la Lisa și alți 116 de la Argesin. Tot de pe site-ul epitești.ro mai aflăm că domnul Constantin Bălăceanu Stolnici a fost ieri prezent în Pitești, că Ana Bade va lua locul lui Adrian Prodănel în Consiliu Local Pitești și că Piteștiul va avea o nouă echipă de fotbal și anume FCM Argeș. În Pitești apare o nouă echipă de fotbal, Fotbal Club Municipal Argeș-Pitești, echipă care va activa în Liga a treia. Noua echipă se va naște pe scheletul lui SCM Pitești, club al primăriei, anunțat ieri primarul Piteștiului Tudor Pendiuc într-o emisiune de televiziune. Edilul a mai spus că s-a întâlnit miercuri seara cu Constantin Stroie, vicepreședinte la automobile Dacia, pentru a pune la cale și un plan prin care noua echipă să ajungă cât mai repede în prima ligă de fotbal a țării. Practic, noua echipă este o soluție de avarie pentru situația în care FC Argeș, club aflat în insolvență, nu se va mai putea redresa. Șanse însă mai sunt, susține și primarul, pentru că ar exista investitori interesați să preia clubul alb-violet. Aceasta este și știrea de pe prima pagină a ziarului Argeșul. Despre declarația lui Tudor Pendiuc v-am spus, nu, fotbalul piteștean nu va muri. Primarul a anunțat că va apărea, vă spuneam, FCM Argeș, o echipă care va duce mai departe stindardul FC Argeș.
Tot din ziarul Argeșul se vorbește din nou despre parcările subterane. Piteștiul are două parcări supraterane, una în Piața Cer și cealaltă în centru, lângă Biserica Mavrodolu. Se mai are însă în vedere construirea unei parcări subterane sau supraterane în zona finanțelor publice, a unui parcaj suprateran pe bulevardul I.C. Brătianu, dar și a altuia în spatele Bibliotecii Județene. A fost reînviată și ideea mai veche a parcării subterane din zona Pieței Vasile Milea, Casa Albă. Rămâne de văzut însă câte dintre aceste proiecte vor deveni și realitate. Strada Trivale cu parfumul vremii, unul dintre cele mai interesante proiecte pe care municipalitatea din Pitești le are în vedere, este acela de reabilitare a străzii Trivale. Nu va fi însă o reabilitare în sensul clasic, reparații în carosabil și eventual la trotoare. Autoritățile au în vedere un plan care să readucă parfumul vremurilor de odinioară. Astfel, proiectul prevede reabilitarea străzii Trivale în structura inițială. Ce înseamnă însă acest lucru, poate vă întrebați? E bine, strada să aibă pavaj în loc de asfalt. Pe lângă pavajul retro, autoritățile au un plan și modernizarea sistemului de iluminat public, dar și crearea de piste pentru biciclete care să facă legătura cu parcul Trivale. În Câmpul Lung se reconstruiește adăpostul de câini. Materialele de construcție au fost donate de germani și austrieci. La finalul săptămânii, 3 tiruri cu donații vor ajunge la adăpostul Anima din Câmpul Lung. Mașinile cu gabarit depășit sunt încărcate mai ales cu materiale de construcție pe care le vor folosi 40 de voluntari din Germania la reconstrucția adăpostului de la Poalele Mateașului. Toate aceste lucruri le-au aflat redactorii de la ziarul Argeșul, de la Carmen Arsene, președinta Federației Naționale pentru Protecția Animalelor, iar mai multe despre această campanie vă rog să citiți din materialul prezentat în pagina a doua din acest ziar. Tabără. Inspectoratul Școlar Argeș organizează în perioada 21-27 iulie la Curtea de Argeș școala de vară pentru disciplinele română și matematică. Elevii selectați din categoria olimpicilor naționali vor beneficia de cazare și masă gratuită, vor sta la Liceul Tehnologic Auto, iar transportul intră în responsabilitatea părinților. Vorbim în continuare despre biletele de tratament care, atenție, se repartizează automat. Unii pensionari ar dori să meargă în stațiuni în fiecare an, numai că biletele nu sunt însă suficiente. Tocmai de aceea s-au stabilit niște criterii de acordare, astfel încât să se facă o departajare și, prin rotație, tot mai mulți pensionari să ajungă la tratamente. Bine, cu toate că biletele se repartizează automat pe baza cererilor înregistrate, la Casa Județeană de Pensii Argeș mai sunt câteva persoane care preferă să vină dizi de dimineață și să facă liste fără nicio valoare cu persoanele interesate de bilete. La această dată liberăm bilete pentru seria 7-a cu datele de plecare în 27, 28, 29, 30 și 31 iulie. Avem 402 bilete în 23 de stațiuni. Repartizarea acestora s-a făcut automat, iar pentru a evita aglomerația, pensionarii sunt invitați telefonic să ridice biletele. Încă nu s-a înțeles acest procedeu și mai sunt pensionari care vin din miezul nopții la instituție să facă liste. Nu este nevoie să stea pe scări sau pe borduri să-și șubrezească sănătatea. Noi acordăm biletele în funcție de înscriere și în funcție de punctajul obținut. Cel care a fost anul trecut nu are prioritate, de aceea facem un apel către pensionarii care doresc să plece în stațiuni și au depus cereri să aștepte frumos acasă ca să nu piardă vremea pe la uși. Eliberarea biletelor se va face până pe 23 iulie, conform planificării, iar din 24 iulie se vor elibera și acele bilete nevalorificate. Ne-a lămurit Aida Enache, șefa Casei Județene de Pensii. Tot din Argeșul aflăm că piteștenii vin la primărie să caute locuri de muncă. Câteva zeci de persoane au fost ieri în audiență la primarul Tudor Pendiuc. Cei mai mulți au reclamat probleme privind funcționarea asociațiilor de proprietari. Au fost și dintre cei care speră că la primăria Pitești vor obține un loc de muncă, dar lucrurile însă nu stau chiar așa. Aflați dumneavoastră mai multe detalii în materialul din pagina 3. Aproximativ 700 de persoane au participat ieri la dezbaterea de la Ploiești pe tema regionalizării, dezbatere coordonată de vicepremierul Liviu Dragnea. O astfel de acțiune ar putea avea loc săptămâna viitoare și la Pitești, din câte s-a anunțat. Din ciocnirea aceasta a Piteștiului cu Ploieștiul în disputa regionalizării, se pare că cel mai acceptat compromis este ca capitala regiunii să fie la București. Discuții și păreri, concluzii aflați din pagina 4 de politică administrația ziarului
Argeșul. Încă un parc industrial la Mioveni, primarul de la Mioveni, Ion Georgescu, nu se lasă, cum se zice, mărește miza și declară că pe lângă actualul parc industrial și științific în zona Bemă, va mai fi creat încă un parc fotovoltaic de această dată pe un teren de 16 hectare. Proiectul se află în a doua etapă. Până atunci, însă, parcul industrial care a fost lansat recent și care ar urma să genereze aproximativ 1500 de locuri de muncă, are deja primele oferte concrete. Mai multe detalii în pagina a patra. Zona metropolitană a fost înființată la finalul anului trecut, iar primele proiecte încep să prindă contur în acest sens, după ce a fost anunțată construcția unei piețe agroalimentare metropolitane, iar în zona fostului CET pe cărbune era creionat un parc industrial. Iată că se pune la cale și modernizarea concertată a două zone din Pitești și Moșoaia. Este vorba despre modernizarea pe axul Calea Drăgășani-Moșoaia. Lucrările vor include reabilitarea sistemului rutier, modernizarea iluminatului public, crearea de piste de biciclete, dar și introducerea unui sistem de canalizare pluvială. Deocamdată însă sunt doar discuții. FCR, deci facem ce face și dăm din nou peste știri referitoare la clubul Alviolet, clubul pentru care legendarul Nicolae Dobrin a scris istorie, se află la răscruce de drumuri, cum se zice. Soarta echipei din Trivale se va decide în aceste zile, conform spuselor primarului Tudor Pendiuc și administratorului judiciar Nicolae Noiu. Se tot zvonește în sânga și în dreapta că vine X, că vine Y, dar până acum niciun om potent financiar nu s-a arătat, din păcate, la față. Sunt slabe speranțe să apară peste noapte salvatorul echipei FC Argeș, un Bruce Willis ar fi acum bine primit. Jucătorii simt prăpastia, sunt disperați și nu știu încotro se îndreaptă această corabie. Alcorii viitor capitan pare însă că nu există. Luni, la reunirea lotului alb-violet, administratorului judiciar le-a explicat fotbaliștilor realitatea crudă a lucrurilor și le-a promis că în eventualitatea în care până astăzi sau cel mai târziu până luni, 22 iulie, nu se va vedea luminița de la capătul tunelului, nu se va mai opune plecărilor la alte formații. Nu vă pot ține cu forța pentru că nu am niciun drept să îngrădesc dreptul vostru la muncă, le-ar fi spuse noi jucătorilor luni 15 iulie la reunire, fără însă a precizat dacă sportivii vor deveni și liberi de contract. Mai multe detalii găsiți și în pagina 7 a ziarului Argeșul de astăzi. În fine, din ultima pagină aflăm despre posesorii de câini care vor fi și plătitori de taxe. Pe de altă parte, așa cum bine se cunoaște, Primăria Pitești a elaborat un proiect de hotărâre conform căruia cetățenii și persoanele juridice care dețin câini sunt obligați să îi sterilizeze. În caz contrar, ei vor plăti o amendă. Mai mult, autoritățile au luat decizia ca persoanele care nu sterilizează animalele să plătească și o taxă anuală. Mai puțin însă cei care dețin canișe, câini cu drept de muntă, adică de reproducere. Practic, persoanele fizice și juridice sunt obligate ca în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii respective să procedeze fie la sterilizarea câinilor, fie la declararea ca plătitor al unei taxe anuale, însă taxa urmează să fie stabilită de către Consiliul Local Pitești. Ultimul ziar sosit la redacție este Codianul Top, din care aflăm că o femeie a ajuns cu mașina în stâlp. Cristina Damaschin, cea care se afla la volanul unui Dacia Solenț, a intrat cu mașina într-un stâlp de beton, acesta fiind ulterior transportată la spitalul din Câmpul Mușel. Aflați toate detaliile în pagina 3. Tot din Codianul Top mai aflăm că 565.909 de asigurați din Argeș vor aștepta de la 1 august primirea cardurilor naționale de sănătate, deși nu s-a primit nimic până acum. La 1 august trebuie distribuite cardurile de sănătate celor 565.909 persoane asigurate din județ, după cum a explicat Cristina Stocheci, directorul Casei de Asigurări de Sănătate Argeș. În județul nostru sunt înregistrate 565.909 persoane asigurate și 60.632 neasigurate. Acest card de sănătate are valabilitate 5 ani și se primește în sistem gratuit, iar dacă se va pierde, trebuie anunțat asiguratorul în acest sens. Reprezentanții Societății Naționale de Medicină a Familiei și cei ai Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie arată într-un comunicat de presă că sunt surprinși de declarațiile conducerii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu privire la cardul de asigurat și sarcinile pe care instituția dorește să le traseze medicilor de familie privind distribuirea și editarea datelor medicale de pe acestea. Aceștia au spus că distribuirea cardului, editarea datelor pe card și achiziția cititoarelor de card trebuie să fie finalizată de CNAS, asta pentru că este proiectul acestei instituții și nu al medicilor de familie. S-au riscat așadar unele controverse pe seama acest subiect. Rămâne de văzut ce se va întâmpla.
Mai departe, din top aflăm că Mutu ar putea fi coleg cu Chivu. Astăzi începe balul, doamnelor și domnilor, se restartul, începe Liga 1, un nou sezon de Liga 1. Se va disputa și primul meci în noul sezon în această seară, astfel prima partidă a campionatului va avea loc la Timișoara, acolo unde echipa din localitate primește pe teren propriu replica celor de la Dinamo. În această seară, așa de la 9:15, Poli Timișoara, Dinamo, în direct pe Antena 1. În fine, din ultima pagină mai aflăm că România este statul Uniunii Europene în care studiile superioare reduc cel mai mult riscul sărăciei și că un cuplu din Statele Unite s-a căsătorit de 106 ori. Probabil că le-a și plăcut. David și Lauren Blair din Tennessee, SUA, formează cel mai căsătorit cuplu din lume. În cei aproape 30 de ani de viață în comun, au reușit să se căsătorească de 106 ori, cred că e record mondial. Niciun alt cuplu din lume nu are la activ un asemenea record, comentează The Daily Mail. David și Lauren s-au cunoscut în 1982, s-au întâlnit la o scurtă perioadă de timp, iar apoi au decis să se și căsătorească. Cu toate acestea, acest lucru nu s-a întâmplat. Când David i-a cerut prima oară mâna iubitei sale, ea a răspuns la început prin da, iar apoi s-a răzgândit și uite așa s-a întâmplat de vreo 106 ori, s-au jucat de-a șoarecele și pisica. Să vedem dacă și vremea se va juca de-a șoarecele și pisica cu noi, cel puțin pentru acest sfârșit de săptămână. Aflăm chiar acum mai multe detalii de la Carmen Dima. Bună dimineața! Bună dimineața! Nu se joacă vremea de-a șoarecele. Se joacă sau nu se joacă? Nu, nu, nu. O să fie o vreme în săptămâna viitoare comparabilă cu ce am avut în această săptămână, doar că la sfârșitul acestei săptămâni, weekendul acesta, vom avea parte de valori termice mai ridicate, normale, pentru perioada în care ne aflăm, să nu uităm că totuși suntem în luna lui Cuptor, când mercurul termometrului ar trebui să oscileze la nivelul județului nostru, cel puțin în orele amiezelor, în general între 27 și 32 de grade Celsius. Haideți să o luăm așa pe îndelete, să vedem ce ne oferă hărțile din acest moment. Iată imaginea satelitară, evoluția nebulozității la nivel continental. Remarcăm în zona României doar unele unde secundare care nu vor determina precipitații, cel puțin astăzi, deoarece ne aflăm sub influența unui câmp de presiune relativ normal de 1015 hectopascal, așadar astăzi cel puțin vom avea parte de un cer variabil mai mult senin. Unele norări vor fi la munte, dar șansele de ploaie vor fi destul de reduse. Valorile maxime ale temperaturii aerului astăzi în general între 26 și 30 de grade Celsius, la noapte între 13 și 15 grade Celsius, presiunea atmosferică cu ușoare variații. Mâine însă vom avea parte de temperaturi mai ridicate de până la 32 de grade Celsius, cel puțin în jumătatea sudică a județului nostru, dar datorită faptului că, așa cum remarcăm pe această hartă satelitară, în partea nordică a continentului european avem de-a face cu un câmp de presiune scăzută, care treptat se va extinde către, și către țara noastră, bineînțeles, către partea sud-estică a continentului și ne va oferi nebulozitate, în primul rând, așadar mâine spre amiază se vor activa niște fronturi atmosferice care treptat în jumătatea nordică a țării aceste fronturi vor duce și la scăderea temperaturii aerului. O scădere a temperaturii aerului pe care noi în Argeș o vom simți duminică. Așadar, duminică așteptăm valori termice mai scăzute, de până la 27, cel mult 28 de grade Celsius la câmpie. Câmpia, zona de câmpie totuși a țării noastre, nu a județului nostru, va avea valori termice ușor peste 30 de grade Celsius, așadar răcirea va fi treptată din nordul țării, dar vom avea parte și de averse de ploaie sâmbătă după amiază, sâmbătă seară, sâmbătă noapte și chiar în prima parte a zilei de duminică, mai ales în zona montană. Așadar, dacă ajungeți acolo în acest sfârșit de săptămână, vă uitați totuși umbrelele. Plouă la Câmpul Lung? Și da. Și chiar mâine seară o să plouă la Câmpul Lung. Așadar, știu că sunt zilele orașului acolo. Zilele orașului ziceam acolo. Să trag o fugă, dar dacă plouă, dar
totuși Sfântul Ilie în popor se spune că vine cu averse de ploaie, cu descărcări electrice. Mă gândeam că păcălim puțin. Nu, așadar și vremea este în tandem, să spunem așa, cu sărbătorile din popor. Deci mâine spre amiază vom avea parte de înnorări. Mulțumesc pentru evoluția temperaturii aerului la nivelul de 1500 de metri. Cum spuneam, nuanțele acestea de galben indică valorile termice mai scăzute, așadar până miercuri inclusiv vom avea parte de pătrunderea unei mase de aer rece din nordul continentului, care ne va oferi valori termice de până la 27 de grade Celsius în jumătatea sudică a județului nostru, valori termice în general între 11 și 14 grade Celsius pe parcursul nopților. Acest lucru se va întâmpla până miercuri. Pentru că apoi, datorită faptului că un câmp de presiune ușor mai ridicat din partea nordică a continentului african va aduce cu el o masă de aer cald pe care o vom resimți în a doua jumătate a săptămânii viitoare și vom avea parte de valori termice de până la 30 de grade Celsius, treptat, așadar weekendul următor să fie mai călduros, da? Și acesta va fi călduros, dar de duminică, așa cum spuneam, vom avea parte de instabilitate atmosferică. Oricum, până miercuri, chiar dacă vremea se va răcori, șansele de precipitații nu vor fi foarte ridicate, precipitațiile nu vor fi însemnate, având în vedere că acest mic ciclon vine totuși din partea continentală și precipitațiile vor fi destul de puține și neînsemnate cantitativ. Cam atât despre vreme. Indiferent de evoluția acestea, mulțumesc că mi-ai șoptit. Indiferent de vreme, vremuri frumoase tuturor și sărbători frumoase și mâine, nu? Petrecere frumoasă. Toate cele bune. Mulțumim, Carmen Dima, te așteptăm săptămâna viitoare cu alte și alte vești bune referitoare la starea și evoluția vremii. Doamnelor și domnilor, luăm o pauză publicitară, timp în care vă invit să intrați pe pitești-antena1.ro să vedeți emisiunea noastră în reluare. Iar apoi ne întâlnim cu invitata noastră de astăzi, doamna Doina Fănică, liderul sindicatului Sanitas, filiara Argeș. Rămâneți cu noi, publicitate! Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct la Antenața și am alături de mine pe președinta filialei Argeș a sindicatului Sanitas, doamna Doina Fănică. Bună dimineața! Bună dimineața! Și vă mulțumesc foarte mult că ați onorat invitația noastră de a fi prezentă astăzi în emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Haideți să începem cu începutul, cum se zice, pentru că avem multe lucruri de discutat în această dimineață. Pe 11 iulie 2013 a avut loc întrunirea grupului de lucru pe tema noi legi ala salarizării pentru personalul din sănătate, organizată de reprezentanți ai Ministerului Sănătății împreună cu principalele federații sindicale din sănătate. Potrivit reprezentanților federațiilor prezenți la această întâlnire, printre subiectele dezbătute s-a numărat și schimbarea sistemului de salarizare din sănătate. O să vă rog pe dumneavoastră să ne oferiți mult mai multe amănunte legate de acest subiect, despre proiectul pilot al desalarizare pe legea salarizării, în ce constă, care sunt criteriile și așa mai departe. Da. Într-adevăr, au avut loc două întâlniri cu grupurile de lucru pe proiectul, de fapt aș spune pe proiectele pilot de ale legii. Da, sunt mai multe variante de lege pilot privind salarizarea. Deci primul pilot pe care s-au purtat discuțiile și unde au participat și reprezentanți din Federația Sanitas, doi colegi de la federația noastră, s-au purtat discuțiile pe un proiect de lege pentru salarizarea numai a medicilor în banii proveniți dintr-o taxă suplimentară, respectiv o coplată la alegerea medicului. O taxă care însemna cuprinsă între 150 și 1500 de lei. Propunere inițiată de Ministerul Sănătății și care nu a fost agreată de Federația Sanitas, având în vedere că noi ne dorim o lege a salarizării pentru toți salariații din sistemul sanitar, având în vedere că nu poți realiza un act medical de bună calitate numai cu un segment din acest sistem, respectiv medicii. Mai mult decât atât, nu suntem de acord ca
plata salariilor din sistemul sanitar să se facă din taxe suplimentare pe care au de suportat pacienții, respectiv populația care oricum este săracă, este bolnavă și la ora actuală nu își mai permite să mai scoată din buzunar, că efectiv nu mai are de unde să scoată niște bani în plus pentru... Deja am spus pentru coplată, dacă mai scoatem și exact. Pentru acest... Iar acest lucru nu, deci nu, efectiv nu se poate. Al doilea proiect, tot pe pilot pe legea salarizării, au avut loc întâlnire în data de 18 cu a doua variantă de lucru, respectiv salarizare pe criterii de performanță, pe o parte, pornind de la partea fixă care să fie la nivelul lunii decembrie 2009, la care să se adauge o parte variabilă pe criterii de performanță, pe patru criterii de performanță, respectiv pregătire profesională, cantitatea muncii, calitate și fidelizarea personalului. Consider că acest lucru nu se poate realiza, având în vedere că la ora actuală ne confruntăm cu o lipsă acută de personal, și în afară de lipsa aceasta de personal și, de ce nu, trebuie să recunoaștem și cu o lipsă de finanțare. Deci nu poți să faci performanță dacă ți lipsesc aceste elemente. Știu că s-au deblocat posturile, încă nu s-a... rezolvat această problemă cu personalul din unitățile spitalicești? Într-adevăr, printr-un act normativ, respectiv Ordonanța de Urgență 77 din 26 iulie, s-au deblocat posturile, se pot face angajări unul la unu, dar ne întoarcem tot de unde am plecat și de unde sistemul sanitar este foarte afectat, adică lipsa de bani. Se fac angajările, dar unul la unul, dar cu încadrare în cheltuielile de personal și cu prevedere bugetară. Deci anul acesta eu nu văd o unitate sanitară care să-și permită să scoată toate posturile vacante la concurs, pentru că nu și-ar dori să aibă personal medical, dar nu își permite din cauza subfinanțării. Deci până la sfârșitul anului aceste posturi sunt practic numai pe hârtie. Au fost deblocate, dar mai trebuie să mai așteptăm până când... Mai trebuie să așteptăm și plus că sunt niște pași care trebuiesc... Niște etape, exact, cu la propunerea ordonatorului principal de credite, respectiv Consiliul Județean, după o argumentare și justificare, cu la inițiativa Ministerului Sănătății și cu avizul Guvernului. Deci acest lucru va dura o perioadă mai lungă de timp. Încă nu se știe. Exact, nu că nu se știe. Nu sunt bani și referitor tot la legea acest proiect pilot de salarizare, dorința Ministerului Sănătății este să fie implementat începând cu 1 ianuarie pe o perioadă de 6 luni de zile în 10 spitale, câte două din fiecare tip de unitate sanitară și revin tot pe un segment extrem de mic. Nu mi se pare corect ca într-un spital pe aceeași pentru salariați să existe două grile de salarii. Una pentru cei bugetari și cealaltă pentru acest segment foarte mic, dar destul de important și sensibil în sistemul de sănătate. Ați declarat că spitalele nu au bani până la sfârșitul acestui an și că fondurile ajung până în septembrie. Se așteaptă rectificarea bugetară și dacă nu va fi pe placul dumneavoastră, veți ieși în stradă. Cu siguranță acest lucru trebuie să se întâmple, având în vedere că efectiv spitalele nu mai își pot desfășura activitatea începând din cel târziu luna octombrie. De altfel, colegii de la Federația Sanitas ieri au avut o întâlnire cu organizațiile profesionale, respectiv Colegiul Medicilor, Dentiștilor, Psihologilor, Chimiștilor, unde au
stabilit o listă de revendicări și un program de desfășurare de acțiuni de protest și printre altele chiar au solicitat o întâlnire cu Fondul Monetar Internațional, pentru că întotdeauna și acum și în 2010, când s-au impus măsurile acelea de austeritate, respectiv de diminuare de 25% a salariilor, ni s-au spus la vremea respectivă că a fost o impunere de la Fondul Monetar Internațional și după aceea am descoperit că recomandarea era de diminuare, dar nu în mod expres de la bugetari. Și acum colegii noștri au solicitat această întâlnire pentru a prezenta problemele cu care ne confruntăm la ora actuală în sistemul sanitar, respectiv proasta finanțare, trebuie să recunoaștem, această subfinanțare cronică care vine din urmă și se va ajunge cu siguranță, dacă nu se vor lua măsuri și dacă nu se va aloca sănătății în decurs de 3 ani de zile un procent din PIB de cel puțin 6%. În momentul de față cât este procentul? În jur de 4%. În jur de 4%, iar din acești bani întotdeauna s-au plătit arieratele și au rămas restanțe la acordat. Au rămas restanțe la acordarea drepturilor salariale și nu mi se pare corect. Cu alte cuvinte, dacă rectificarea este negativă, veți ieși cu siguranță în stradă în toamnă. Cu siguranță, oricum sărăcia și instabilitatea locului de muncă, am convingerea că cu siguranță ne scoate în stradă. Este și motivul pentru care medicii și asistenții pleacă afară. Rămânem fără medici, rămânem fără specialiști, că slavă Domnului, îi avem, dar nu putem să și ținem pe aceste salarii, așa cum spunea și dumneavoastră. Și apropo de medici, și medicii din România cer foarte mulți bani pentru sistemul de sănătate, strâng deja semnături pentru a intra în grevă generală, nemulțumiți de salariile pe care le primesc. Protestul ar urma să aibă loc, iată, în toamnă. Dacă până atunci guvernul nu va găsi soluții la revendicările lor și, cea mai importantă, se dorește dublarea salariilor medicilor rezidenți până la data de 1 septembrie. Dacă nu se va realiza acest deziderat, cu siguranță că în toamnă vor fi mișcări ample, se va ieși în stradă din nou. Da, într-adevăr, nu există o motivație la ora actuală, nu numai pentru medici rezidenți, ci și pentru restul. Dar mai ales pentru că ieri a fost această ședință la București. Într-adevăr, este salariul extrem de mic pentru un medic rezident, respectiv 1.500 de lei, depinde în ce an de rezidențiat este. Nu ți ajung bani nici să plătești utilități, mă rog, nu mai vorbim de pregătirea profesională, care îți trebuiesc foarte mulți bani ca să poți realiza acest deziderat. În aceeași situație ne confruntăm și noi cu un segment... Dar cum se prezintă situația în Argeș, că ne interesează? Da, deci ne confruntăm și cu noi cu o situație specială, respectiv la asistenții medicali, care din 2010, de când s-a abrogat un act normativ, respectiv ordonanța de urgență 150 din 1999, prin care se făcea transpunerea în bani în urma evaluării profesionale, acești colegi au rămas cu un salariu de 788 de lei, în condițiile în care, conform unui act normativ, cei care, respectiv ordonanța 84 de anul acesta, cei care se angajează pe o funcție similară pot primi un salariu de 1200 de lei. Imaginați-vă, la același loc de muncă, cu aceleași responsabilități, să vezi că colegul tău primește 1200 de lei, iar tu, după 4 ani de zile, să ai un salariu de 788. Deci, din start, o discriminare și o diferență, un decalaj
extrem de mare. Acest lucru se poate corecta dacă există bunăvoință. Efortul financiar nu este, cred că este extrem de mare, că în această situație la nivel de Argeș sunt în jur de 100 de asistenți. Acest lucru se poate corecta prin un act normativ respectiv, da, pentru că criteriile de performanță, evaluarea se face anual, dar datorită vidului legislativ nu se poate transpune în bani. Dar nu numai asistenții medicali, mai sunt și alte categorii profesionale care au rămas cu un salariu înghețat efectiv din anul 2010 în urma măsurilor de austeritate impuse, respectiv și asistenții medicali exact. Cu studii superioare și așteptăm rectificarea acum, să vedem ce se întâmplă în august. Da, așteptăm rectificarea și am convingerea că trebuie să fie pozitivă, având în vedere că sănătatea este pe primul loc. Și ar trebui să fină, să fie pe primul loc, dar de 23 de ani se tot folosește această sintagmă, dar de fapt nu prea se pune în practică și este păcat, pentru că beneficiem într-adevăr de niște profesioniști în sistemul sanitar, oameni cu experiență, niște specialiști cu care statul român, de ce să nu recunoaștem, au cheltuit foarte mulți bani și este păcat să plece să își desfășoare activitatea în alte țări din Uniunea Europeană, unde salariile sunt motivante și locurile de muncă la fel. Condițiile de muncă. Să nu ne mai mire acest exod, așa cum spuneam, dar poate, haideți să ne păstrăm optimismul. Da. Știți cum se spune la noi românul, speranța moare ultima, așa că avem încredere da, că da, se știți, va rezolva de mulți după ani rectificare, tot, sperăm. De mulți ani tot așteptăm să schimbe ceva în țara aceasta și cred că, într-adevăr, ar fi momentul că o să ne trezim că avem spitale, avem și aparatură, dar nu avem baza, personal. Avem specialiști, exact. Avem, dar nu avem personal, pentru că pleacă afară din cauza acestor salarii de mizerie, așa cum a spus și dumneavoastră. În mass media centrală au apărut unele informații potrivit cărora sindicatele din sănătate, dumneavoastră ați fi de acord cu acea taxă VIP din spitale, pe care pacienții ar fi pus să o plătească dacă își aleg un anumit medic. Ați auzit de această taxă? Sunteți sau nu de acord? Cum explicați? Am auzit, dar colegul meu, prim vicepreședinte, care a făcut o astfel de afirmație, nu a avut mandat de la membrii Consiliului Național de negociere decât pe legea salarizării, dar pentru toate categoriile de salariați și fără acceptarea unei taxe suplimentare din partea pacientului, am avut o discuție cu el și a spus că a fost contextul altul, nu cel care s-a transmis în sensul că ar fi de acord cu această taxă. Eu, de altfel, după o ședință de Consiliu Județean cu colegii mei, chiar am trimis scris punctul de vedere al Sindicatului Sanitas referitor la proiectul de lege prin aplicarea principiilor din legea 284, prin care salariații din sistemul sanitar ar beneficia de o creștere reală a salariului respectiv de 40-50% prin aplicarea acestor coeficienți de ierarhizare privind clasele de salarizare, mulțit cu o valoare de referință care ar trebui să fie 800 de lei, pentru că în anul 2010 era undeva la 600 de lei. Deci ăsta este mandatul și asta este propunerea Federației Sanitas. Deci nu acceptăm și, repet, nicio taxă suplimentară din partea populației, populație însemnând și noi salariații, normal, care nu beneficiem exact, care nu beneficiem la ora actuală de nicio facilitate, deci nu avem nicio scutire. Deci ar fi culmea să fim de acord să mai scoatem niște bani din buzunar, dar nu numai pentru coplata aceasta suplimentară. Asta a fost o variantă a unui proiect pilot din legea salarizării. Cealaltă variantă era vorba despre alocarea procentului de 20%
din numărul total de paturi dintr-o unitate pentru a se desfășura activitate privată. În afara programului de lucru, atât al medicilor cât și al asistenților, iar în procente 90% din acest tarif perceput pe aceste paturi pentru activitate privată, să însemne să reprezinte partea variabilă a salariilor a celor care îngrijesc pacientul, adică numai medic, infirmieră și îngrijitoare, lucru cu care de altfel nu suntem de acord. Pentru că iar sunt niște bani și nu mi se pare corect să se mai creeze o structură în cadrul spitalului respectiv care să țină o evidență pentru manopere, pentru materiale consumabile, pentru intervenții și revin în acel spital să fie două grile de salarizare. Dar încă o dată, cu riscul de a mă repeta, un act medical de bună calitate nu se poate realiza numai cu participarea salarială. Exact. Am înțeles. Deci, cu alte cuvinte, scopul sau obiectivul principal al Federației Sindicatelor Sanitas este ca începând cu 1 ianuarie 2014 să crească aceste salarii ale personalului medical. Rămâne de văzut acum cum și în ce fel. Așteptând această rectificare, despre tot mai vorbea. Deci nu are creșterea salarială începând cu 1 ianuarie, nu are nicio legătură cu această rectificare. De rectificarea aceasta din august, am înțeles că pe 10 august. Da, 10 august este legată strict de bugetul pe anul în desfășurare, respectiv până la sfârșitul anului. Dar dorința noastră este aceea de a se găsi soluții pentru o creștere salarială, pentru că este absolut necesar, având în vedere că de 4 ani de zile salariile, după ce au fost diminuate, și nu numai noi, nu am beneficiat de nicio creștere salarială în condițiile în care au crescut prețurile la absolut tot, începând de la utilități și așa mai departe, iar salariile au staționat. Sunt foarte mici, extrem de mici. Și până atunci ne confruntăm cu tot felul de disponibilizări și cu restructurări. Ce să mai aude cu disponibilizările de la DSP și din alte structuri? Da, eu consider că este o măsură aberantă. Această desființare, în primul rând vorbim de o desființare a posturilor vacante în județul Argeș sau la Direcția de Sănătate Publică, s-au desființat 10 posturi vacante și de o disponibilizare de personal conform actului normativ în procent de 4%, dar domnul ministru săptămâna trecută a trimis o adresă în DSP-urile din țară, unde a solicitat trei variante de disponibilizări în procent de 40 și 15%, procente care exced cadrul legislativ, respectiv ordonanța 77, unde există o prevedere clară, o disponibilizare de procent de 4%. Oricum, procentul de 10% și de 15% ar pune în dificultate desfășurarea activității în condiții normale, nu vorbesc de condiții optime. Am înțeles. Cu ce alte probleme mai confruntați în privința tichetelor de masă? Se dau peste tot, nu se dau? Unde sunt probleme? Da, încă mai avem probleme cu acordarea tichetelor de masă. La spitalul de pediatrie mai este o restanță de 2 luni de zile. Sper luna aceasta și luna următoare să această restanță să fie acordată. Este singura unitate din județ, dar probleme sunt la nivel național, unde colegii mei, într-adevăr, nu au mai primit tichetele de masă începând cu luna ianuarie și mai mult decât atât, la Suceava chiar le-au redus pe o perioadă de o lună de zile salariile cu 10%. O măsură extrem de
aberantă care, în aceste condiții care am înțeles că în urma demersurilor făcute de colega mea de la Suceava, respectiv la ITM, la Ministerul Muncii, s-a intrat în normalitate. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Timpul și vă mulțumesc. A fugit. Vă rugăm acum să ne ajutați cu extragerea câștigătorului. Alina, te rog frumos, vină cu bolul. Mamă, mamă! Ce avem noi aici e plin. Niciodată n-a fost atât de plin. Am avut foarte multe like-uri pe Facebook la premiul din această săptămână. Parfumul Bargello. Parfumul Bargello pe care acum câștigă un fan de-al nostru sau, eu știu, o doamnă, o domnișoară, va putea intra în posesia acestuia. Am avut peste 2700 de vizualizări, aproape 200 de like-uri. Am depășit numărul de 1040 de aprecieri și la pagină. A fost o adevărată explozie a celor care ne urmăresc și le mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Eu o să amestec bine, bine, ditet aceste bilețele. Am să rog pe doamna Doina Fănică să facă și extragerea. Să vedem dacă aveți mână bună, cum se zice. Cine va câștiga, o doamnă sau o domnișoară, parfumul Bargello? Iar câștigătorul este rugat să ne sune imediat după emisiune pentru a putea afla detalii despre cum va putea intra în posesia premiului. Vă rog foarte mult! De preferat ar fi o doamnă. De preferat ar fi o doamnă, să vedem. Stan Elena. Stan Elena sau Elena Stan. Felicitările noastre! Leana Lugojan, ai câștigat, iată, parfumul Bargello. Sună-ne imediat să spunem cum vei intra în posesia premiului. Îți mulțumim, vă mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Pentru prezență, ne mai întâlnim cu siguranță, doamnelor și domnilor. Luni ne vom reîntâlni din nou. Până atunci să aveți parte de un weekend plăcut. Nu ratați de la ora 16, sinteza săptămânii cu Claudiu Dița, Observatorul Local, și emisiunile de weekend ale Antenei 1 Pitești. Nu uitați, intrați și pe site-ul nostru, piteștiantena1.ro. Un weekend senzațional tuturor, pe luni dimineață. La revedere! La revedere!